Merită Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Merită Dumnezeu în această dimineață toată gloria, slava și cinstea. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat în toată lui. Amin. Spunea atât de frumos psalmistul David în psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Dar mai frumos decât aceste cuvinte este faptul că în această dimineață acest păstor nu este afară, acest păstor nu dormitează, în această dimineață acest păstor veghează asupra turmei sale. Deși noi nu-l vedem fizic ca pe persoană, ca acest păstor, noi îl simțim, noi vedem lucrarea sa și în această dimineață este lângă mine, este lângă dumneata și nu s-a cumpărat aici ca să ne refuze, ci este prezent în această dimineață, pentru că și în ziua de azi ne mai cheamă la dragostea sa. Și noi nu am primit un oarecare prenume din partea lui Dumnezeu, ci am primit numele de copii al lui Dumnezeu. Aleluia, și acest nume trebuie purtat cu sfințenie, pentru că turma lui Dumnezeu este o turmă curată și Dumnezeu asta ne cheamă să culegem, să rodim și să culegem. Sfințenie și curăție. Faptul că Dumnezeu ne dă oportunitatea de a fi părtașa turmei sale, asta nu înseamnă că, indiferent de toate, noi facem parte din turma sa. Pentru a face parte din turma lui Dumnezeu, există niște anumite condiții. Un anumit comportament, niște anumite atitudini, un anumit trai de viață care implică obiceiurile noastre, vorbele noastre, și acest trai de viață trebuie să fie acompaniat de un cuvânt care în viețile noastre trebuie să fie realitate, și anume neprihănire. Neprihănirea nu e ceva de făcut, nu e o cântare, nu e o rugăciune, nu e o faptă bună. Neprihănirea e o stare de curăție din partea lui Dumnezeu pe care noi trebuie să o păstrăm. Amin. Pentru că, cum am spus, mai și repet, turma lui Dumnezeu este o turmă curată. Frați și surori, aș dori în această dimineață să ne adresăm cu toți o întrebare. Facem parte din turma lui Dumnezeu? Pentru a face parte din turma lui Dumnezeu, e nevoie ca în viețile noastre să fie unele schimbări. Nu vreau să mă tictisesc în această dimineață, vreau doar în câteva minute să vorbesc despre câteva schimbări pe care le-am semnat. Prima schimbare pe care mi-am semnat-o este schimbarea identității, o identitate nouă. Amin. În Luca, capitolul 15, începând de la versetul 4, spune felul următor. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine că-și mi-a găsit oaia pe care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni prihăniți care n-au nevoie de pocăință. Într-o zi, rolul nostru, identitatea noastră era aceea de oaie pierdută. Trăiam în plăcerile noastre, umblam după poftele noastre și eram departe de fața lui Dumnezeu. Însă a fost o zi în viețile noastre în care totul s-a schimbat. Trăirea noastră și direcția noastră au început să ia o întorsă și să se îndrepte din ce în ce mai mult spre ceea ce este voia lui Dumnezeu. Nu a fost puterea noastră, nu a fost inițiativa noastră. Ioan 15:16 spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. A fost o zi în viețile noastre în care Dumnezeu a lăsat la o parte aceste 99 de oițe și a venit să ne caute. A venit să mântuie ce era pierdut. Noi nu mai facem parte din oile pierdute și am fost mutați în turma lui Dumnezeu. Glorie, în momentul în care Dumnezeu ne găsește, frați și surori, în viețile noastre are loc o schimbare radicală. Pentru că Dumnezeu, ce face? Ne oferă această identitate nouă prin procesul nașterii din nou. Noi nu mai căutăm ce căutam înainte, noi nu mai gândim cum gândeam înainte, noi nu mai suntem ca înainte, suntem niște oameni noi. Vreau să ne gândim metaforic. Fiecare dintre noi avem un pașaport cu care călătorim spre cer. Și începem să citim ce este scris pe el. Și găsim nume, prenume, vârstă, cod fiscal și la un moment dat ajungem la naștere. Și acolo la naștere apare scris în păcat. Pentru că fiecare dintre noi suntem vinovați din naștere cu păcatul Adamic. Însă, în momentul în care noi cunoaștem pe Dumnezeu și acceptăm această identitate nouă, ceva se schimbă. Ceva se schimbă acolo la naștere și apare din duh și apă. Pentru că acolo unde intervine Dumnezeu se produce sfințenie. Acolo unde intervine Dumnezeu se produce curăție. Se schimbă mersul nostru, se schimbă dintr-o pierzare către veșnicie. Și zic ca Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. A doua schimbare pe care mi-am semnat este schimbarea îmbrăcămintei. O îmbrăcăminte nouă. În momentul în care noi
Acceptăm această identitate, ne dezbrăcăm de eul nostru, ne dezbrăcăm de haina păcatului și ne lăsăm îmbrăcați de Dumnezeu în haina mântuirii. Amin. Această haină este curată, deci nu este pătată de trecutul nostru, fiind uitat și iertat de Dumnezeu, dar atenție, pentru că această haină se poate murdări datorită nevinerii noastre și se poate transforma într-o haină pătată. Eclesiastul nou corp spunea în felul următor, hainele să-ți fie albe când? În orice vreme. Suntem oameni, deși în noi se finalizează procesul nașterii din nou, fie că suntem botezați în apă, fie că nu suntem, fie că suntem botezați cu Duhul Sfânt, fie că nu suntem, fie că suntem întorși de 10 ani, fie că suntem întorși de un an, asta nu înseamnă că suntem scutiți de păcat și că firea pământească dispare. Din contra, diavolul se luptă tot mai mult. Și bine, și s-ar putea întâmpla de multe ori că datorită nevinerii noastre noi să pătăm această haină. Și în 1 Ioan, capitolul 2, primele două versete, îi se spune în felul următor. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de spășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dacă în această dimineață am venit cu haina pătată, Iisus Hristos, jertfa de spășire, ne poate albi încă o dată haina. Mai poate îmbrăca cu putere și în această dimineață și mai poate îmbrăca cu haina mântuirii. Dar trebuie să venim înaintea lui cu sinceritate. Însă aș dori nu doar să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne spunem păcatele și greșelile noastre. Aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, pe lângă iertare, pune în mine dragostea ta. Pentru că continuă apoi apostolul Ioan și spune în felul următor, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Și zic ca Dumnezeu să așeze în noi o dragoste bazată pe fapte, nu pe vorbe. Zic ca Domnul să pune în noi voința și înfăptuirea față de cuvântul său și să ne îmbrace cu putere pentru a trăi cu ainele albe în orice vreme. A treia și ultima schimbare pe care mi-am semnat-o este schimbarea păstorului. Un păstor nou. După aceste două schimbări trecem la următoarea, și anume a păstorului. Frați și surori, tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu, tot ceea ce pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, tot ceea ce ne fură timpul pentru Dumnezeu, chiar și acestea au un păstor, și anume diavolul. Cât timp aceste lucruri pun stăpânire peste noi, noi suntem sub comanda celui rău și el se joacă cu noi cum vrea el. În Coloseni, capitolul 3, începând de la versetul 1 până la versetul 4, spune în felul următor. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Nu mai trebuie să umblăm cârmuiți de poftele noastre, ci trebuie să umblăm cârmuiți de glasul păstorului de sus. Nu mai trebuie să alergăm în dreapta și în stânga, neștiind încotro de ce drumul. Și trebuie, ca și Ștefan, să ne ridicăm capul sus, să fim cu ochii pironiți spre cer și să umblăm în credință. O credință care ne lasă conduși de mâna păstorului, o credință care debarasează din inimile noastre veninul, o credință care în clipele dificile ale vieții nu își pune încrederea în puterea omenească, ci spune, păstorule, te las la cârmă, pentru că știu că în mijlocul acestei furtuni tu mă poți conduce spre mal. O credință care aduce în toate biruință. Amin. Dumnezeu ne cere identitate nouă, haină nouă și păstor nou. Acestea sunt trei schimbări pe care Dumnezeu le vrea în viețile noastre. Ne cheamă Dumnezeu în această dimineață să privim la fața Lui. Poate că de multe ori suntem obișnuiți să privim numai la mâinile lui Dumnezeu pentru a vedea ceea ce ne oferă Dumnezeu. Dar dacă în această dimineață Dumnezeu ne cheamă să privim la mâinile Lui, ne cheamă pentru a privi la palmele care au suferit greul. Atunci când noi îl ignoram pe Dumnezeu, vedeam în Golgota un ciocan bătea în niște cuie și cuiele străpângeau niște palme care cu atâta drag ne-au ridicat de jos. Aleluia! Atunci când noi refuzam pe Dumnezeu, acest ciocan bătea aceste cuie. Atunci când noi păcătuiam împotriva lui Dumnezeu, acest ciocan bătea aceste cuie și noi răstignam dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o față de noi. Este o vreme, frați și surori, în care Dumnezeu ne cheamă mai mult ca niciodată la pocăință. Amin. Suntem niște oameni prea pragmatici. Vrem să ne pocăim doar dacă Dumnezeu ne spune să o facem. Frați și surori, ce să ne mai vorbească Dumnezeu când venim în acest locaș și de multe ori stăm cu gândul în altă parte, gândindu-ne la ce vom face după program? Ce să ne mai vorbească Dumnezeu dacă în timpul unei predici noi stăm și citim din Biblie de
repede, parcă n-am avea timp acasă. Și asta, în primul rând, răsună mie, pentru că mi se mai întâmplă și mie. Frați și surori, oare ce să ne mai vorbească Dumnezeu când venim în acest locaș și nu reușim să ne uităm la o frate sau la o soră pentru că ne simțim nedreptățiți de către ea? Sau ce să ne mai vorbească Dumnezeu când venim în acest locaș și, efectiv, mintea noastră nu este în conexiune cu Dumnezeu? Oare ce vrem să ne mai vorbească Dumnezeu când ignorăm sursele prin care Dumnezeu ne vorbește? Ne cheamă Dumnezeu la dragoste, ne cheamă la pace, ne cheamă la sfințenie, ne cheamă Dumnezeu la pocăință. Și pocăința este facerea de bine, pocăința este dragostea de frați, pocăința este fapte curate. Și Dumnezeu la asta ne cheamă astăzi. E nevoie să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu. Și asta în primul rând răsună mie. Avem nevoie să ne pocăim. Eu am nevoie să mă pocăiesc. Aș dori să ne ridicăm în picioare. Ne pregătim pentru toate. Ne pregătim când avem musafiri. Ne pregătim când trebuie să demonstrăm ceva cuiva, ne pregătim când trebuie să plecăm undeva, dar oare ne-am pregătit pentru a-L întâmpina pe Regele Regilor? Este dimineața, frate și surori, în care Dumnezeu ne mai cheamă la pocăință prin bunătatea Sa. Poate că în ziua de azi încă nu L-am cunoscut pe Dumnezeu, dar în această dimineață Dumnezeu este prezent aici și vrea să se facă cunoscut poporului Său. Este o dimineață în care Dumnezeu ne cheamă încă o dată la pocăință. Aș dori să ne facem o cercetare, să stăm să ne întrebăm, Doamne, oare suntem pe calea Ta? Doamne, oare suntem noi oameni care facem parte din turma Sa? Aș dori să ne analizăm obiceiurile noastre, traiul nostru, să venim înainte lui Dumnezeu și să cerem să ne îmbrace cu putere. Amin. Pentru a trăi în fiecare vreme cu hainele albe. Amin. Pentru a trăi în toate după voia Sa. Amin. Și să ca Dumnezeu să ne îmbrace pe toți cu puterea Sa. Amin.